Sa după Marta, el, îngerul meu, a venit și mi-a spus: iată, vremea este aproape, deci poți să-l prinzi pe Dumnezeu de un picior, de cisma lui dotată cu ținte, de cisma lui de marofin împodobit, pernițe de purpur. E vremea să-ți deschizi cartea cea mare, cartea cea neagră. Eu, Marta, robul lui, am gândit: pot să-l prind pe Dumnezeu de un picior, de cisma lui cu pinten, pot să-i ating măcar degetul mic, de ține forma perfectă. Da, a venit vremea, spun, poți să-ți ating cisma, piciorul, laba ta cu bătături inflamate, poți să-ți palpezi măcar degetul mic, strâmb, chinuit, ca în încălțări de împrumut în picior muritor. Eu, Marta, robul lui pe pământ, cu mâinile crăpate de frig, de leșie, eu, Marta, cățelul tău pe pământ, ți-am cuprins amândouă picioarele, cu părul meu scurt ți-am periat încălțările, ți-am atins, am făcut ce era de făcut, deci depun mărturie, deci depun mărturie, miroase a drag, miroase a jeg, miroase dens etern, a murdărie, miroase abator, miroase iodufoare de carne crudă, ruptă de pinten, strivită sub lacheuri, ca sâmburi de măr, copii de lapte, spargentin, miroase a carne fie ce moare, miroase acru a latrina. Ce duhoare, stăpâne, ce duhoare groasă și veche din prima zi a împărăției tale. Dar ziua izgonirii din grădina, ce iz de moarte veche și proaspătă, ce iz de moarte eternă te-nconjoară, ce cisme tocite, scâlciate, porți tu, Doamne, și ce picioare, ce labe elefantine pline de pustule, de bătături, de bale, ce ești, întreb, precum tămâia din biserici, la temelia tronului tău celest plutește aburul roșu de sânge, bâzie roiuri de muște verzi și grase, inflate ca păunii. Ai cismele crăpate în cruciade divine și lustruite cu cremă de creier. Pe pinteni îți atârnă resturi de intestine, strențe de carne. Așa cum noaptea, pe obrazul meu curg uriașe reci de lacrimi, ție, stăpâne, viernișoi bine frăniți, îți mișune în obiele. Da, ești unic, de aceea mă supun, nu știu prea bine. O, ziua izgonirii din grădina, ce ești tu, Domnule, întreb și tremur de furie și greață, de la o poștă, labele tale duhnesc ca o stensine de tortură, a subterană. Ce ești tu, Domine, mie silă? El, Abaddon, îngerul meu, pasărea mea de casă, a venit și mi-a spus: iată, vremea este aproape, poți să-l prinzi pe Dumnezeu din picior, poți să-i lustruiești pantofiorul. Eu, Marta, câinele lui pe pământ, l-am periat, l-am atins, i-am vorbit, am făcut tot ce era de făcut. Acum te pun mărturie. În abatorul acesta perpetu de vietăți lucide și vorbitoare, el, stăpânul, poftește tainul de oțanale, porția caldă de tămâie, spuma de sânge.
de lânsuși, forma perfectă a existării, e ca fluierul la pânză. El, stăpânul, e măcelarul, e hingerul.